Orașul Rovinare atrage ca un magnet investitorii. Primarul poartă în prezent discuții în vederea dezvoltării unei noi afaceri care să atragă forța de muncă. Suntem în discuții destul de avansate ca să putem să mai ajutăm niște domni italieni care vor să facă o parte din Pantof, cred că o talpă, ceva din Pantof, pentru o firmă destul de mare. Acum suntem în discuții ca să găsim locația, să identificăm ce nevoie ar avea, să putem să-i ajutăm să vină și ei. Orice loc de muncă este binevenit, credeți. Orice loc de muncă contează și văd totuși și bunăvoință din partea oamenilor care, v-am spus, au venit de la Motru, de la Picleni, din orașe totuși care sunt mai departe de noi și care vor să lucreze. La Rovinare își desfășoară deja activitatea două firme care au în domeniu componentele auto.